Este o slujbă de mormântare normală, să știți, nu s-a făcut nicio modificare, pentru că noi facem mormântarea la trupul celui decedat. Ce se întâmplă ulterior e partea a doua. Mormântarea e completă. Sunt convins că o să iasă discuții și conflicte pe subiectul ăsta. E o mormântare normală, vedeți, însă răspunsul oficial al instituției Bisericii Ortodoxe Române o să fie cu totul altul, vă garantez că o să fie cu totul altul. Și o să iasă un război, un măcel mediatic din clipa asta, sunt convins. Dar noi suntem pregătiți cu orice. Avem binecuvântarea Mitropolitului. Chiar dacă un episcop știe adevărul, părerea poporului, oamenii au deja o cutumă, înțelegeți? Ei, chiar dacă știu adevărul, trebuie să se armonizeze cu credința oamenilor. Că dacă ei vin acum și schimbă peste noapte, fiindcă așa știu ei și așa spune știința, vor produce zminteală.